seara, domnilor și domnilor! Plus și minus, astăzi, într-o nouă ediție, alături de mine se află domnul George Ciucu, președinte al filialei Corabia PNL. Bună seara, bine ați venit! În același timp, dânsul este și consilier județean, este și vicepreședinte al PNL Olt și, mai mult decât atât și foarte important, este candidat PNL la funcția de primar al orașului Corabia. Încă o dată, bună seara și bine ați venit alături de noi și o întrebare foarte importantă, domnule George Ciucu, de ce vreți dumneavoastră să fiți primar? Să rugăm dumneavoastră, bună seara tuturor telespectatorilor noștri. În primul rând, mulțumesc pentru invitația de a participa la această emisiune. Întrebarea este firească, o primesc foarte des și în discuțiile pe care le am cu cetățenii orașului Corabia. Vreau să fiu primar al orașului Corabia pentru că simt că a venit momentul să putem să schimbăm în bine lucrurile din orașul de la malul Dunării. De ce? Lucrurile stau rău acolo? Din punctul meu de vedere nu stau rău, stau foarte rău. Administrația locală de la Corabia pare așa nepăsătoare de la un timp de vreme încoace, aș spune, de vreo 8 ani de zile. Și orașul a ajuns într-o stare destul de dificilă. Sunt foarte multe de spus și nu cred că ne-ar ajunge timpul în această emisiune ca să pot să vă descriu situația reală și tot ce se întâmplă în orașul Corabia. Dar eu și cetățenii orașului Corabia suntem dezamăgiți pentru că acest orășel de la malul Dunării, altădată fiind un oraș foarte frumos, orașul Teilor, așa cum este denumit, pentru că în orașul Corabia noi avem foarte mulți tei. Care se taie. Se tăiau celuși. Se mai și taie câteodată, dar ce să vă spun, este o situație tragică în ceea ce privește curățenia orașului. Este o situație tragică în ceea ce privește aspectul clădirilor din orașul Corabia și aici mă refer la blocuri, la spații de instituții care uneori trecând pe lângă ele, mă gândesc dacă au trecut prin un bombardament. Domnul Ciucu. Da, vă rog. Orașul Corabia, din câte spuneți dumneavoastră, a rămas mult în urmă, da? Da. Bun. Actualul primar, care se numește Iulică Oane, câte mandate are? Două mandate, din 2012. Este la al doilea mandat. Bun. Haideți să începem să le luăm puțin punctual. În 2015, deci după un mandat și un pic, domnul Iulică Oane, primar al orașului Corabia, promitea așa. Repet, le luăm punctual și dumneavoastră, o să vă rog pe dumneavoastră să le comentați punctual. Promitea așa. Reabilitarea ambulatoriului Spitalului Orășenesc. S-a realizat? Reabilitarea ambulatoriului este realizată, dar aici trebuie să fac o mențiune. Acest proiect este un proiect accesat în perioada 2008-2012. Deci nu-i aparține proiectul? Nu, nici vorbă. Într-adevăr, reabilitarea a fost finalizată pe mandatul dumnealui, dar nu are o contribuție în acest proiect. Numai că proiectul a venit, s-a desfășurat și a fost finalizat chiar în anul 2014, dacă nu mă înșel. Deci nu putea dumnealui să-și asume acest proiect. Dar și l-a asumat. Piața de pește. Aici, probabil aici este povestea mare, da? Povestea mare, dar este vorba de bursa de pește, așa se numește oficial, care este un proiect finanțat de către Asociația Prietenii Pescarilor Olteni. Din punctul meu de vedere, nu îi văd rostul acelei hale care a fost construită și mai nou, fără să exagerez și vă puteți convinge de lucrul acesta, în acea bursă de pește, în clădirea respectivă, se vinde brânză. De o perioadă destul de bună, sunt luni de zile de acolo se vinde brânză. A fost făcut că, vezi, doamne, au venit banii pe proiect și hai să-l facem. Dar nu a fost nimic în sensul de a ajuta pescarii din zonă ca să poată să-și desfacă acolo ceea ce prind. Adică peștele nu a putut fi vândut niciodată acolo pentru că pescarii au contracte pe care le dau către diferite societăți comerciale, plus de asta sunt magazinele din spatele pieții unde se desface, se face vânzare de pește. Bursa respectivă a funcționat o perioadă așa cât să zicem că a funcționat și noi chiar dăm corabienii, deși era un râs trist, amar, pentru că se transformase în bursa de conserve. Adică acolo erau niște rafturi expuse în care existau conserve și câțiva pești de crescătorie într-un acvariu.
Să mă ierte Dumnezeu, nu vreau să fiu răutăcios, dar nu cred că cetățeanul corăbian și orice cetățean care vine la corabia pe malul Dunării merge să cumpere pește dintr-un acvariu când poate să cumpere pește direct de la sursă, peștele din apă. Da, dar mi-aduc aminte că inaugurarea acestei burse, spuneți dumneavoastră, piață, spunea dânsul la vremea aceea, 2015, s-a făcut cu mare tamtam. Păi totul s-a făcut cu mare tamtam. Pe tot ce înseamnă administrație PSD-istă, absolut totul se face cu mare tamtam. Luăm ochii la oameni, le explicăm că e minune pe pământ ce s-a întâmplat acolo și rămânem cu tamtam. Asta mi-aduce aminte de tamtamul cu inaugurarea drumului expres. O ce-ți aminte anul trecut cu cele două burduri, trei borduri, mi-aduc patru aminte, borduri. Da, care au rămas acolo, au luat și buldoi excavatoarele ziua următoare. Că a trecut să televiziunea noastră, v-ați făcut datoria, ați arătat cetățenilor ceea ce vreau să vadă. Da, inaugurarea da. Începerii lucrării. Reabilitarea parcului central. Reabilitarea parcului central, da, este făcută. Este un proiect care a mers prin aceeași asociație Prietenii Pescarilor Olteni și este vorba de către parcul central și de terenul sportiv San Siro, așa se denumește. Da, au fost la pachet. Au fost la pachet, da, este un proiect realizat. Din fericire, în orașul Corabia, acest parc și cu terenul respectiv arată bine. Cred că este singurul loc în care oamenii se pot delecta, care arată cât de cât bine. Mai departe, dânsul anunța deschiderea unei fabrici de mezeluri, asta după ce se pare că a avut câteva contacte cu un antreprenor care voia să construiască acolo o fabrică de mezeluri și asigura nu știu câte locuri de muncă. Da. Nu s-a realizat, nu este vorba despre așa ceva, nu există nicio fabrică de mezeluri la Corabia. Mai mult decât atât, este o fabrică denumită fabrica de mațe, nu știu ce fac acolo, probabil acele ambalaje pentru cârnați și așa mai departe, și locuri de muncă s-au creat, dar așa au gândit dumnealor să angajeze vreo 40-50 de vietnamezi sau taiwanezi. Niște oameni, în condițiile în care este nevoie de locuri de muncă. Da. Nu am, să nu fiu înțeles greșit, nu am o problemă cu cetățenii că sunt de o anumită naționalitate. Foarte bine, că și românii noștri lucrează prin străinătate, dar nu cred că era oportun să aducem cetățeni vietnamezi să lucreze la Corabia în timp ce oamenii noștri nu au unde să lucreze, sunt plecați, pentru că în acest moment Corabia este un oraș depopulat. Adică asta se poate vedea de la alegeri. Indiferent de runda de alegeri, în orașul Corabia sunt 14.575 de alegători în listele electorale, iar în ultimii ani niciodată nu au fost la vot mai mult de 6.500-6.700 de alegători. Asta înseamnă că foarte, foarte mulți sunt plecați din oraș. Asfaltare DC-124. DC-124 scape, adică nu-l identific, drum comunal 124, nu-l identific ca atare, dar asfalt a fost pus între... Dacă este vorba de drum comunal 124, ține de administrația locală? Da, dacă este vorba de drum comunal, ține de administrația locală, dar nu am cunoștință să fie asfaltat vreun drum comunal. Este vorba de drumul județean care leagă Corabia de Vârtop și Vădăstrița, Vârtopul fiind cartier al orașului Corabia, undeva la vreo 8 km de oraș. Dar acest proiect este finalizat prin Consiliul Județean. Nu are nicio treabă, nu are nicio treabă primăria cu Consiliul Local Corabia. Singura treabă este culoarea politică, mă gândesc. Reabilitarea sistemului apă canal. Dar cum stați cu asta în Corabia? Foarte prost. Deci la momentul la care noi discutăm astăzi, sistemul de apă canal în Corabia este un dezastru. Adică instalația este atât de îmbătrânită, sunt acele țevi atât de vechi și de distruse, încât dacă trebuie să intervină, știu eu că este o problemă la un bloc, am ajuns să se oprească apa în tot orașul pentru câteva ore. Deci nu pe cartier, pe oraș? Nu, pe oraș se oprește pentru că trebuie să oprească de undeva de la robinetul central,
că altfel nu se descurcă să mă oprească. Nu este reabilitat absolut deloc sistemul de apă. Repet, ceea ce vorbim noi aici, vorbim de niște promisiuni ale domnului primar, făcute publice undeva prin 2015. Deci avea deja un mandat de primar în spate. Un mandat l-a terminat în 2016. Se pregătea de al doilea și normal că atunci când vin alegerile, încep să spună că uneori chiar stau și mă gândesc dacă chiar asistăm la o campanie electorală corectă și oamenii vor să facă ceea ce spun sau poate suntem cumva la copii, spun lucruri trăznite. Știți că era o emisiune cumva care așa se numea. Promit multe. Când vin alegerile, promit foarte multe. S-a construit vreun bloc de locuințe sociale? Da, s-a construit. Și pe lista lumea. S-a construit un bloc de locuințe sociale în fostul loc al târgului săptămânal, unde se ținea bălciu, dar și acolo sunt niște probleme destul de mari, având în vedere repartizarea acelor locuințe. Adică sunt foarte multe contestații de la oameni care chiar aveau nevoie de acele locuințe, contestând că în blocul respectiv au primit locuințe oameni care au un statut social care nu ar fi permis. Adică nu s-a ținut cont de criteriile? Au avut niște criterii, eu nu pot să am acces la acele criterii pe bază de punctaj. Dumneavoastră nu puteți avea acces la aceste criterii, însă colegii dumneavoastră consilieri locali pot avea acces. Da. S-a făcut o comisie de repartizare a acelor apartamente. Comisia a venit și a prezentat un punctaj. În urma punctajului respectiv au apărut numele celor care au primit apartamente acolo și au fost foarte multe contestații. Pentru că știți cum este, adică se mai ține cont și din ce familie vii, ce ai și așa da, mai departe. Punctajul, v-am spus, nu am cunoștință despre cum s-a făcut punctajul respectiv, dar știu că sunt foarte multe contestații. Sunt și la ora actuală aceste contestații. Să înțeleg că toate aceste contestații care au fost făcute au rămas nesoluționate? Se judecă, dar cât va dura, nu se știe. Se judecă, am folosit un termen de către Comisia de analiza contestațiilor. Nu s-a ajuns la instanță, dar probabil că se va ajunge și la instanță la un moment dat. Și încă ceva, reabilitarea termică a blocurilor. A. Și asta cu reabilitarea termică a blocurilor... Măcar a început? Nu. Nici vorba. Reabilitarea termică a blocurilor nu a început. Este un proiect care a funcționat în toate marile orașe și acest proiect a fost prin minister, deci nici nu trebuia să investească de la bugetul local. Dar nu înțeleg de ce au ținut atât de mult și nu s-au interesat, pentru că, așa cum spuneam în debutul emisiunii, în corabia, blocurile pur și simplu arată ca după bombardament. Deci nu este reabilitat nici la acest capitol. Nu s-au accesat funduri. Să înțeleg, nu s-a făcut un proiect pentru asta? Nu, atâta timp cât toate orașele au făcut reabilitarea. Să înțeleg, stați așa, că există și o altă idee. Poți face un proiect care să fie declarat neeligibil, da, pe fonduri europene. Da. Se pliază și pe partea asta de reabilitare termică. Da, dar stați puțin, este posibil să nu fi făcut deloc sau să fi făcut proiecte și să fie declarate neeligibile? În primul rând, reabilitarea termică a blocurilor s-a făcut pe proiect guvernamental, nu pe proiect european. În toată România e făcut pe proiect guvernamental. Dar exista și această soluție. Și dacă au făcut guvernul, deși a fost guvernul tău. Da, pe asta spun. Și dacă au făcut proiectul. Acel proiect, dacă a fost declarat neeligibil, înseamnă că nu a fost bine întocmit. Adică nu există profesioniști care să lucreze pe acele proiecte. Da? Și având guvernarea PSD de la preluarea mandatului din 2012 până acum 6 luni de zile, adică 8 ani de zile, trebuia să facă ceva ca acel proiect să fie aprobat, să facă proiectul cum trebuie. Să refacă proiectul. Dacă s-a făcut la vremea aceea da. Și nu a fost eligibil, știu că, să din refacă. Discuții știu că a fost o discuție că 60% din proiect era finanțat de către guvern, 20% de către bugetul local și 20% de către cetățean. Cetățean. Tot timpul, noi la Corabia, vedeți, au chestia asta de a se crambona de faptul, domne, bugetul nu are bani, lumea este săracă, dar în 2019, dacă vă amintiți dumneavoastră,
impozitele la Corabia, datorită unei erori grave a administrației din Corabia, au fost majorate cu 120%. Orașul Corabia a plătit impozite în anul 2019 dublate și, adică, ca să înțeleagă toți telespectatorii noștri, un cetățean care plătea 1000 de lei a plătit 2200 de lei pe 2019 dintr-o eroare a conducerii orașului Corabia. Bun. Și atunci... Eroare sau ceva voit? Ca să nu înțeleg. A fost... acum nu putem să... mulți spun că ar fi fost ceva voit. Nu pot eu să spun asta dacă a fost voit sau nu. Dar ideea este proiectul că... nu intră în Consiliul Local? De majorare? Ba da, proiectul deci... intră... Nu, trebuiau să... A fost ordonanța 114 și trebuiau să dea o hotărâre de Consiliu prin care să menționeze că impozitele, cum au făcut toți oamenii normali din țara asta, că impozitele în orașul Corabia rămân la nivelul anului 2018. Și ce au făcut aleșii noștri? Au dat această hotărâre, dar au dat-o pe data de 28 decembrie 2018, în condițiile în care toată lumea care se pricepe puțin la administrație spune că o hotărâre de Consiliu intră în vigoare la 5 zile după ce este votată. Strict la prefectură și intră în vigoare la 5 zile. Bun. Iar ei dându-o pe 28 decembrie 2018, ordonanța spunea că trebuiau date până la 31 decembrie 2018, automat hotărârea respectivă nu a mai întrunit condițiile. Și ca atare, în anul 2019, locuitorii orașului Corabia au plătit impozite mărite cu 120%. Noi am făcut, la momentul respectiv, un meeting de protest, am mers în fața primăriei, ne-am strâns în jur de 300-400 de oameni care am cerut să se facă ceva, să scadă impozitele. Din păcate, nu a binevoit nimeni să vorbească cu noi. Primăria a fost închisă cu un paznic în față, deși anunțasem protestul respectiv, nu a stat de vorbă absolut nimeni cu noi, doar consilierii opoziției care erau cu noi la protestul respectiv. Deci, bani ar fi fost, dar nu se vrea. Aceasta este părerea mea și mi-o mențin. Pentru că am spus așa... Și argumenta. Bun. Și am spus așa, dacă... am înțeles, a fost o greșeală. E omenește, se greșește. Bun, și atunci eu vin și spun așa, dom'le, bugetul local al orașului Corabia a încasat în anul 2019 cu 120% mai mult din impozitele cetățenilor. Bun. Și atunci apare următoarea întrebare. Ce s-a făcut cu acești bani? Eu m-aș fi așteptat, pentru că orașul nostru este împărțit în cartiere. Fârtop, Celei, Silișoara, Corabia Veche, Dașova, Tudor Vladimirescu, Valea Seacă, zona centrală. Da? Și atunci eu mă așteptam ca domnul primar, împreună cu clica dumnealui, să fi mers în fiecare cartier și să le fie explicat cetățenilor. Oameni buni, din cartierul dumneavoastră, în anul 2019, datorită unei greșeli, s-a încasat în plus suma de X lei. Da? Ce vreți voi să vă fac cu acești bani în cartier? Și oamenii ar fi spus, era vorba de dezbatere publică, dar la Corabia și în alte părți unde conduce PSD-ul, nu există noțiunea de dezbatere publică. Și de transparență. Și de transparență. Și atunci aș fi spus, dom'le, hai să facem cumva, să vedem ce facem cu acești bani. Sau acești bani puteau folosiți la reabilitarea termică a blocurilor de care noi discutăm. Dar nu s-a vrut. Asta este concluzia. Trebuie precizat pentru cei care ne privesc în acest moment că în Consiliul Local PSD are 7 consilieri? Nu, PSD are 10. 10 consilieri. 10 din 17. PNL are 4. ALDE are 2, dar sunt tot PSD. Și UNEPR are 1, care e tot PSD. Adică sunt 13 contra 4. Și grupul PNL... De singură opoziție o face PNL-ul? Cu patru consilieri. Grupul PNL, vedeți, noi am încercat și am făcut, nu suntem absurzi și am spus că nu sunt genul de om politic, de președinte de partid, care să fiu gică contra, pentru că nu mă caracterizează. Eu sunt cetățean al orașului Corabia și îmi doresc dezvoltarea orașului meu. Da? Deci eu nu am fost niciodată omul care să spun, pe mine mă interesează, mergem în ședință și votăm împotrivă că noi suntem opoziție. Nu!
am dat drumul la dezvoltarea orașului, am aprobat proiecte de cofinanțare, sume de cofinanțare și așa mai departe, dar nu puteam să votez un buget al orașului Corabia în care am constatat că în Consiliul Local și Primăria Corabia, deci Consiliul Local plus aparatul propriu al primarului, are 276 de salariați și anual noi cheltuim pentru salarii 93 de miliarde de lei vechi. Atât cheltuie orașul Corabia. Da? Acum, știu că oamenii au venit și au spus, păi stai, măi, ce vrei să spui, că o să ne dai afară, că nu știu, nu spun asta, dar nu mi se pare corect ca în secolul 21 să ajungem ca într-o instituție toți salariații să aibă salariile pe grilă la maxim. Nu cred că la noi în oraș toată lumea este excepțională și toți sunt la maxim. La momentul ăsta se mai fac angajări? Da, bineînțeles, se fac angajări pe bandă rulantă. Chiar săptămâna trecută, în ședință de Consiliu, ședință la care la fel m-am opus, au angajat un referent și un administrator de dans sportiv, n-am înțeles, la Casa de Cultură, care Casa de Cultură, alt subiect, este făcută pe PNDL 1 și trebuia finalizat în 2016, noi suntem în 2020 și Casa de Cultură stă cu ușile închise. Trebuie să menționez faptul că invitatul meu de astăzi, domnul George Ciucu, este de asemenea o persoană destul de activă pe rețelele de socializare și nu de mult v-am văzut pe dumneavoastră, arătând realitatea, hai să mă exprim, să vă parafrazez cumva, realitatea tristă din Corabia. Da? De unde am tras concluzia că dumneavoastră nu vă mulțumiți doar cu a vorbi despre ceea ce se întâmplă sau ceea ce se vede în Corabia, dar și arătați oamenilor la fața locului ceea ce poate fi văzut în Corabia. Da. Nu sunt genul care să stea de reclamații. Adică am foarte multă treabă și nu mi-e felul meu de a sta să fac reclamații toată ziua și să mă iau de chestii minore, că știu eu o bordură este pusă 10 cm mai într-o parte decât trebuie. Dar ce m-a uriclat pe mine? În urmă cu vreo 4 luni de zile, în timp ce noi, toți cetățenii orașului Corabia, primeam prin salariații primăriei niște scrisori cu realizările mărețe ale domnului primar, personalul am sunat și l-am întrebat de ce salariații primăriei împart din timpul programului acele scrisori către cetățeni. Mi s-a răspuns că, să spun mulțumesc, că s-a făcut o economie de 15.000 de lei la bugetul local, că dacă nu folosea salariații, acele scrisori ar fi fost trimise prin poștă și poșta ne-ar fi perceput 15.000 de lei pentru distribuirea acelor scrisori. Eu am înțeles. A vrut să tragă arate populației că salariații primăriei sunt vasali și că sunt la ordinul dumnealui și al PSD-ului și împart scrisorile cu realizările mărețe. Bun. Ce am văzut din acele realizări, din ce ne spunea acolo? Niște proiecte gaze, care proiect poate fi verificat, este demarat în mandatul 2008-2012, când primar era Teodor Barbu, reabilitarea ambulatoriului, despre care am discutat, proiect demarat în anul 2008-2012, portul turistic, la fel, proiect demarat în anul 2008-2012. Domnul primar Oane a avut noroc în viață, ca să folosesc un termen frumos. Dumnealui, ajungând în 2012 primar, s-a trezit că în 2013 au venit proiectele peste el. Toate proiectele din spate s-au realizat în mandatul, au fost finalizate în mandatul 2012-2016. Nu toți oamenii înțeleg asta. Că de la a demara un proiect și până îl duce la final, nu poți să faci într-un an de zile. Dar omul vede, dom'le, s-a făcut ceva, uite ce s-a întâmplat în orașul nostru. Și ca atare, a avut acel rezultat zdrobitor în 2016. Bun. Acum 4 luni de zile, în timp ce noi primeam acele scrisoare acasă, vreau să vă spun că nu a scăpat apartament, nu a scăpat casă la care să nu ajungă acea scrisoare. Nu la modul că îmi lasă scrisoarea, nu știu, adică bag la ușă până sparg ușa, mai să primesc scrisoarea, pentru că asta era tema. Mai aveau să ne pună să semnăm pe un tabel că am primit scrisoarea respectivă. M-am uitat și eu pe acea scrisoare
Și ziua următoare, un cetățean al orașului Corabia a apărut cu niște filmulețe pe în public, în mediul public. Și am tot văzut comentarii pe 4 luni de zile, cum că nu este adevărat, cum că PNL-ul condus de George Ciucu vor să dezinformeze populația, că lucrurile în oraș merg foarte bine, proiectele au ajuns la cote maxime, toată lumea este fericită, avem locuri de muncă, avem tot ce ne trebuie. Și am luat decizia ca după 4 luni de zile să refac acel traseu, așteptându-mă ca odată cu venirea primăverii, acum a verii, lucrurile să se fi rezolvat cumva. Și am constatat că toate obiectivele turistice, lucruri pe care eu îl știam de altfel, pentru că trăiesc acolo, viața mea de zi cu zi este acolo, dar am vrut să arăt tuturor oamenilor, toate obiectivele turistice de la Corabia sunt jalnice. Adică o bătaie de joc ce nu s-a pomenit. Adică am ajuns ca la Monumentul Eroilor și este filmarea, cred că și dacă mi-a și propus să fac chestia asta cu un regizor și să stau, nu mi-ar fi ieșit atât de bine, să mă întâmpine un măgăruș. Da? Deci eu am mers să filmez la Monumentul Eroilor. Se poate vedea pe pagina dumneavoastră. Pe pagina mea de socializare. Deci asta am vrut să arăt cetățenilor, că lucrurile nu stau așa. Ei mizează pe un grup, pe un, să-i spun așa, un segment de populație care, cu ghilimele, depinde de ei. Adică, domnule, eu sunt angajat acolo și mi-e bine, stau acolo, nu mă întreabă nimeni de nimic și am familia mea pe care trebuie să o duc la vot și așa mai departe. Așa stau lucrurile la Corabia. Domnule Ciucu, cumva primarul Corabia a lansat ideea că după aceste alegeri dumneavoastră îl veți seconda ca viceprimar? Da. Nu știu dacă primarul a lansat acest zvon, ca să-i spun așa, dar a venit din partea PSD-ului, cum că după alegerile locale, da, George Ciucu e un băiat bun, e ok, o să fie viceprimarul Oane 4 ani de zile și lucrurile vor merge așa cum trebuie. Fapt care pe mine m-a dezgustat, pentru că e clar că este o campanie de denigrare a mea. Adică să facă cetățenii să spună, doamne, nu îl votăm, că oricum are o înțelegere cu ei și se va duce viceprimar și e și ăsta tot o apă și un pământ ca și ei. Atunci am avut o ședință cu biroul politic local de la Corabia, așa cum am putut cu câte 5 persoane, că suntem în perioada cu distanțarea și ne-am întâlnit mai greu. Și în urma discuțiilor pe care le-am avut cu membrii biroului politic, eu am luat o decizie, decizie pe care o fac publică, aceea de... am spus că nu mă interesează funcția de viceprimar al orașului Corabia. Pe mine mă interesează funcția de primar și atât. Nu mă interesează nicio altă funcție în administrația publică de la Corabia. Bun. Și atunci... Însă, pentru a fi viceprimar, trebuie să fii consilier local. Corect. Și atunci, ca să nu dau naștere la alte suspiciuni, că în politică s-au văzut multe cu oameni care au spus nu, nu mă interesează, nu este după care au ajuns acolo, am luat decizia și am acordul biroului politic local de a nu fi pe lista de consilier local. Eu nu voi apărea pe lista de consilier local a PNL Corabia. Ca atare, nu voi ocupa funcția de viceprimar pentru că este condiție ca să fii viceprimar, să fii consilier local. Pe mine mă interesează funcția de primar și atât. Nu vreau o altă funcție în orașul Corabia. Înainte să apară acest zvon, această idee, dumneavoastră erați decis să vă înscrieți și pe lista de consilier local? Îmi cerea organizația să deschid lista de consilier local. Pe undeva. Asta este obiceiul, asta este trendul, da? Da, este o cutumă, să-i spun așa. Candidatul trebuie să fie și. Da, dar pe Sorin George Ciucu, candidatul de la Corabia, nu-l interesează funcția de viceprimar și nici ea de consilier local. Și atunci, eu nu voi fi pe lista respectivă. Dumneavoastră ați luat această decizie, e părerea mea, da? Dumneavoastră ați luat această decizie strict pentru a dărâma
acest zvon. Da. Și nu pentru că mai nu mă interesează. Putea să le dă orice consilier local poate să refuze să fie și viceprimar. Însă așa susțineați cumva aceste zvonuri până la momentul cheie, nu? Susțineam aceste zvonuri, i-aș fi alimentat pe ei. Adică ar fi, da. Ar fi spus... Ar fi mers cu această speculație asta, până... Nu, dumne, o să vină viceprimar că uite e pe listă, da? Nu sunt pe listă, am terminat acest subiect. Bun, să spunem, să preconizăm că veți ajunge primar al orașului. Voi ajunge sigur. Nu pot decât să vă urez succes. Mulțumesc mult. Că veți ajunge primar al orașului Corabia. Ce veți face dumneavoastră în primul rând pentru oraș și în al doilea rând pentru a atrage aceste fonduri europene atât de necesare pentru orașul Corabia? Pentru că, repetând ce am spus la începutul emisiunii, Corabia a rămas mult în urmă. Da. Ceea ce este păcat că este ieșirea noastră la Dunăre. Este ieșirea noastră la Dunăre și tot ați deschis subiectul că suntem ieșirea la Dunăre. Există un proiect care se numește Portul Comercial Corabia. Acest port comercial, proiectul este un vis al corabienilor, cum îi spun eu. Este o idee de mai mulți ani. Cine își asumă acest proiect? Acest proiect și-l asumă APDF Giurgiu, care APDF Giurgiu este administrația porturilor Dunării Fluviale și are cea mai mare, să zic așa, cea mai mare porțiune de Dunăre, în jur de 1000 de kilometri. Aici este vorba de porturi care vor fi făcute la Drobeta, Turnul Severin, la Calafat, Corabia, Giurgiu, Oltenița. Iar proiectul de la Corabia este un proiect de 26 milioane de euro plus TVA, adică sumă totală undeva în jur de 30,4 milioane de euro. Este un proiect pe care noi, corabienii, nu vorbesc aici în calitatea mea de om politic și de candidat la funcția de primar, vorbesc în calitatea mea de cetățean al orașului Corabia, noi, corabienii, ni-l dorim din tot sufletul acest proiect. Pentru că acest proiect poate aduce orașului și va aduce cu siguranță orașului nostru atât beneficii directe cât și indirecte. Adică vom reintroduce Corabia în circuit. Gândiți-vă numai că acolo trebuie decolmatat pentru că sunt aluviunile naturale care s-au strâns și din calculele care au fost făcute, studiile care au fost făcute, trebuie scos de acolo în jur de 5.000 de metri cub de aluviuni, ceea ce înseamnă mai mult decât un deal, un munte mai mic. Plus, malul Dunării va fi, digul respectiv, va fi ridicat, acum este la 5 metri de la cota normală a apei, și va fi ridicat cu încă 2,20 m, va merge la 7,20 m, ceea ce înseamnă că nu va putea fi inundabil niciodată. Scuze. Sunt 10 dane de ancorare. Sunt deci inclusiv drumul care va lega orașul de portul comercial va fi ridicat la 2,20 m. Asta înseamnă locuri de muncă pentru oameni în Corabia. Asta înseamnă că se va face șenalul navigabil și că se va face transportul de cereale prin portul Corabia. În zona portoară din Corabia sunt foarte multe silozuri. Probabil că știți, Tofărul și alții care sunt pe acolo. Iar oamenii aia, vedeți, depozitează, da? Apoi încarcă în camioane și trimit în altă parte. Fiind portul comercial, lucrurile astea mult mai simplu. Ar încărca direct în nave și ar fi un beneficiu extraordinar pentru orașul nostru. Și nu poate să și-l asume UAT, Unitatea Administrativ-Teritorială Corabia, nu poate pentru că nu am avea niciodată bani să facem un asemenea proiect. Mai mult decât atât, domnul primar, la solicitarea domnului director de la APDF, care i-a cerut un teren, că îi mai trebuie un teren în jur de 3.000 de metri pătrați, pentru a face a 11-a dană, spun ei, adică locul de ancorare al navei,
și mai trebuiau 3.000 de metri pătrați, iar domnul primar i-a răspuns că nu poate să-i dea pentru că acolo are din lui un proiect în care se facă promenadă, adică oamenii se vor plimba, că am terminat orașul Corabia, ne vom plimba printre silozuri pe malul Dunării. Dar așa stau lucrurile la Corabia. Sunt convins că acest proiect va fi finalizat cu succes, pentru că orașul Corabia merită să aibă port comercial. Suntem unul dintre orașele care am avut port comercial încă de pe timpul lui Carol I, în jur de anul 1880, a fost portul comercial la Corabia și merităm să avem acest port și orașul să-l reintroducem în circuitul firesc al transportului pe Dunăre. Întrebarea dumneavoastră a fost ce voi face eu ca primar. Sunt atât de multe de făcut încât mi-ar trebui mult timp să discut, dar nu vreau să mă arunc în niște promisiuni bombastice că ne vom mi-am întâlni dorit și după... să aud asta de la, un candidat, adică să, hai să vă zic. Pentru cei din jurul dumneavoastră, dumneavoastră sunteți politicieni, pentru cei din jurul dumneavoastră și în special pentru presă, este atât de uzual a auzi promisiuni în ajun de campanie, încât clar nu le mai crezi. Pentru că toți candidații vin în general, hai să în majoritate să nu generalizez, aproape toți candidații vin în fața oamenilor și promit. Dumneavoastră promiteți sau... Nu, am spus că asigurați. Nu... Sau ce? Da, sau să în măsura posibilităților, pentru că, da, hai să vă zic ceva, dumneavoastră vreți să fiți primar și să dea Dumnezeu, repet, vă urez succes, să ajungeți acolo. Dar ajungând acolo, constatați că nu aveți fondurile, da, pe care să puteți să vă bazați a îndeplini acele promisiuni pe care le-ați făcut. Și atunci ce faceți? Corect. Păi, în primul rând, foarte mulți candidați, nu știu dacă se pricep sau nu se pricep la administrație, că nu e suficient să știi doar politică, trebuie să știi și administrație. Exact, da. Eu, să zic așa, mulțumesc Dumnezeu, am o experiență în administrație din 2004 până acum 16 ani. Am un mandat de consilier local la Corabia și 3 mandate de consilier județean. Adică am văzut cum stau lucrurile, am văzut ce trebuie făcut, știu ce înseamnă un buget, știu care sunt atribuțiile primarului, care sunt atribuțiile consiliului local și ceea ce avem de făcut. Bun, din bugetul local, care bugetul local ce cuprinde? Taxele și impozitele pe care noi le încasăm de la populație și de la societățile de pe raza UAT Corabia, da, în cazul meu. Asta este peste tot. Da? Nu se pot face foarte multe, dar de asta există programe, de asta există PNDL-ul, Programul Național de Dezvoltare Locală, de asta există programele pe fonduri europene. Și atunci, nu o să mă arunc în niște promisiuni bombastice, pentru că sunt convins că mă voi întâlni cu dumneavoastră după alegeri în calitate de primar, dar mă voi întâlni cu cetățenii orașului Corabia și o să-mi spună, dom'le, ai venit și tu să ne spui ca toți ceilalți și n-ai cum să le faci. Exact ce am vă spuneam eu. Am câteva priorități foarte importante. În primul rând trebuie să aduc orașul Corabia la normalitate. Asta mi-am dorit. Ce înseamnă? Asta îmi doresc. Ce înseamnă normalitate? Vreau curățenie în orașul Corabia, pe care o voi face. Eu știu că mi se spune, domne, stai puțin că mizeria aia pe care o vezi tu pe străzi n-au venit extratereștrii. Toți cetățenii din orașul Corabia o aruncă și fac mizeria acolo. Da, sunt de acord. Dar am întrebat, arătați-mi și mie o sancțiune contravențională care i s-a aplicat unui cetățean al orașului Corabia. Una, nu mai multe. Nu, nu i-au sancționat. Pentru că dacă îi sancționau, se gândeau că vin alegerile și nu mă mai votează. Bun, și atunci, din bugetul local, voi curăța orașul Corabia cu o firmă specializată pe termene bine stabilite, 90 de zile, da, vine, curăță orașul cu tot ce înseamnă, după care voi aplica acele măsuri care sunt în Consiliul Local, sunt aprobate, amenzile contravenționale. Da. Avem, orașul Corabia este monitorizat video. Mi-e greu să cred că dacă vreau să aflu cine aruncă gunoiul într-un anumit loc, nu pot să-l aflu. Pentru că mă duc, stau pe video până când îl găsesc pe cel care aruncă, îl identific, merg și aplic contravenție. Îi aplici o dată, îi aplici de două ori, până la urmă îl potolești. Da?
Adică dumneavoastră nu aveți nicio problemă în a sancționa pe cei certați cu... Nu, doamnă, nu am nicio problemă în a sancționa pe cei certați cu legea, pe cei care sunt născuți ca să distrugă. Da? Și până la urmă îmi doresc să fiu primar la Corabia, îmi doresc să fac ceva pentru acest oraș, pentru orașul meu, îmi doresc să văd oamenii fericiți, să nu-i mai văd triști, da? Dar niciodată nu voi accepta să calce tot un picioare de dragul de a mă vota pe mine. Pentru că nu sunt genul de om care să mă agăț ca disperatul cu mâinile de primărie. Da? Eu nu sunt venit din, știu eu, șomaj că sunt muritor de foame. Deci nu vin la primăria Corabia că n-aș avea ce să fac, că n-aș avea servicii. Ei, sau depinde, că mulți au prins gustul în timp ce erau primari. Dar știți, acum depinde de la om la om. Exact. Eu nu pot să spun acum că voi fi același sau că nu mă voi schimba, dar timpul le va demonstra. Bun, merg mai departe. Acea reabilitare termică a blocurilor despre care am vorbit, obligatoriu trebuie făcută reabilitarea termică a blocurilor, pentru că, în primul rând, schimbă aspectul orașului, în al doilea rând, cetățenii, după reabilitarea termică a blocurilor, vor plăti mai puțin la impozite pe clădiri către buget. Și am un proiect pe care mi-aș dori, după portul comercial, e al doilea mare proiect pe care eu aș vrea să-l văd în orașul Corabia, proiect care poate fi realizat printr-o asociere între OAT-uri, pentru că eu vin de acolo, din zona legumicolă Izbiceni. Uh-huh. Și iau comunele Gârcov, Giuvărești, Izbiceni, Tia Mare, Cilien, tot ce înseamnă Valea Oltului. Acum au început să se extindă și pe Valea Dunării, Orlea, Gura Padinii, Ianca, au intrat și pe mijloace Urzica, Vădăstrița, Vădastra. Oamenii acolo produc foarte multe legume. Este zona legumicolă alături de Pleșoiu, este zona legumicolă a județului Olt. Bun. Și ne confruntăm cu o situație puțin hilară. Adică omul face produsele și nu are unde să le distribuie. Eu îmi doresc să pot, ca împreună, într-o asociere cu aceste OAT-uri, să pot să facem, să finanțăm și să facem un CLF printr-un proiect mare, adică Centrul de Colectare a Legumelor Fructelor, cum era cândva, și obligatoriu, pe lângă acest Centrul de Colectare a Legumelor și Fructelor, o fabrică de conserve. Obligatoriu. Trebuie făcut o fabrică de conserve. Ca eu să pot să închid circuitul. Adică omul muncește, vine produsul, duce în CLF, CLF-ul duce în fabrică și lucrează și de acolo dăm produsul finit. Înseamnă locuri de muncă, înseamnă relaxare pentru oameni, că știu că au unde să-și vândă marfa, înseamnă contracte care se semnează dinainte, pentru că am fost și eu prin țările civilizate unde există mercurialele, da? Deci dacă treci la Barcelona într-o piață, nu vând strugurii cu cât vreau eu, că eu sunt cu ochii albaștri. Nu. La intrare în piață ai prețul afișat. Dacă vrei să vinzi, vinzi cu prețul ăla, dacă nu intri în piață. Așa și aici. Vom face niște prețuri semnate cu oamenii din timpul iernii, încât să nu-și mai bată joc de ei diversi samsari, cum îi numesc ei, care vin și le iau marfa degeaba. Îmi doresc foarte mult pentru primăria Corabia să existe o relaxare și o desfințare a birocrației, să-i spun așa. Deci nu vreau ca cetățeanul să mai meargă să-și plătească impozitele pe care le are de plată și să treacă pe la 6 ghișee. Ai fost la ghișeul 1, te la ghișeul 2, că e pentru case, la 3 e pentru teren, la 4 e pentru mașină, la 5 e bun. Și atunci, acum nu aș vrea să par răutăcios, dar îi întreb pe cetățenii din Corabia dacă dumnealor li se pare normal ca la serviciul de impozite și taxe locale din Corabia să fie 19 salariați. Și atunci când mă voi întâlni cu cetățenii, o să-i spun cu nume și prenume. Nu am o problemă, Doamne ferește. Păi atunci se justifică privatul ăsta de la un ghișeu și un ciucu. Oamenii sunt oameni de-ai noștri din Corabia, sunt 19 salariați. Și o văd așa. Ca la bancă. Un roboțel pus pe colul primăriei, legat la sistemul informatic. Până la urmă suntem în epoca informatizată. Și așa cum eu îmi plătesc pe ghișeul.ro toate dările pe care le am către primăria Corabia,
Cetățeanul merge cu buletinul și un salariat este lângă acel roboțel. Se identifică pe bază de CNP-ul, îi apare pe ecran și îi spune ai de plată la mașină atât, la casă atât, la teren atât. Omul spune, vreau să plătesc astăzi mașina, apasă butonul pentru mașină, este foarte ați simplu. Ați văzut acest sistem? Nu l-am văzut. Nu l-ați văzut. Dar mă gândesc la el. Am înțeles. Îl gândesc și vreau să asigur permanență, adică de luni până duminică, de la ora 7 la ora 7, acest sistem să fie funcțional, pentru că sunt oameni care nu pot pleca de la serviciu în ziua de azi, avem foarte greu, trebuie să-și ia zi de concediu sau, și să lucrez și sâmbătă și duminică. Și asta înseamnă, pe toate calculele pe care le-am făcut, 4 oameni care trebuie să lucreze cu acel roboțel ca să asigurăm de la 7 dimineața până la 7 seara. Este vorba de investiții. PNL-ul va fi la guvernare timp de 4 ani de zile. Sub nicio formă nu va fi. Nu sunt. Da, sunt și o fire optimistă de felul meu, dar așa stau lucrurile, după cum, că sunt om politic, după cum arată sondajele la acest moment. Da? Și sondajele mai. Nu poate fi o cădere atât de mare în condițiile în care PSD-ul e condus de Ciolacu și Stănescu și am văzut acum că domnul Stănescu, i-a și spus tovarășul, dar nu fac, vrea mai nou ca oamenii să nu mai poată să cumpere teren persoanele fizice, să cumpere ei cu firmele lor, câțiva că sunt în țară, ei să facă tot moșierii. E problema dumneavoastră, asta o să o discutăm altă dată. Sunt convins că PNL-ul va fi la guvernare minim 4 ani de acum încolo. Sunt genul de om care nu se pierde, care încă 4 ani de acum încolo, pentru că PNL-ul este la este guvernare. Încă 4 ani de acum încolo, da, va fi cu siguranță PNL-ul la guvernare și cred că împreună cu guvernul PNL voi putea să fac lucruri bune pentru orașul Corabia. Îmi doresc o echipă de oameni tineri care să lucreze pe accesare fonduri europene și vă spun un secret, pentru că sunt foarte deschis așa de felul meu. Stăteam și mă gândeam într-o seară, da, bun, ce aș face eu dacă, după ce, ce voi face eu după ce voi ajunge primar? Simplu. Vedem pe la televizor, primarul orașului, nu știu care, din județul Cutare, un orășel de 12.000 de oameni, uite ce a putut, ce minune a putut să facă omul ăla acolo, da? Eu nu sunt orgolios, nu sunt rușinos. Pun una pe telefon, îl găsesc și îi spun, sunt primarul de la Corabia, vă rog frumos, vreau să vorbesc și eu cu dumneavoastră. Omul spune, doi, poți să te primesc noaptea la 3 și 18 minute. La 3 și 18 minute este acolo și îl întreb, că nu mi-e rușine, nu-mi cad galoanele. Dom'le, ce ai făcut? Da? Da. Dom'le, cum ai făcut dumneata? Ca să fac și eu, nu-ți fac concurență. Nu stă în oraș ca să zici că mâine ți iau locul. Și atunci omul spune, uite, dom'le, trebuie să faci, uite, am făcut asta, 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 asta. Și prin discuții nu s-a născut nimeni învățat. Și nu trebuie să ne fie rușine că cerem sfaturi al cuiva. Eu de meserie sunt profesor. Și asta nu înseamnă, le spuneam și elevilor mei, așa cum le spuneam eu pe vremea pe care, în care predam, dragii mei colaboratori, așa discutam cu ei. Și acum, la fel, nu o să-mi fie rușine niciodată să merg să cer sfatul unui om care a făcut lucruri bune, indiferent că este cu studii mai multe sau mai puține decât mine, că e cu o vârstă mai mare sau mai mică decât mine, că omul ăla a făcut ceva bun, mie nu va fi rușine să merg să-l întreb cum a făcut ca să fac și eu pentru cetățenii orașului pe care îl conduc. Domnule Ciucu, dar care este percepția corăbienilor vis-a-vis de actuala administrație? Hai să nu uităm că se apropie alegerile locale și domnul Iulică Oane va fi din nou candidat al PSD pe, pentru primărie, da? Sper, zic. Va fi, cred că da, va fi, este desemnat. Oamenii, în momentul în care vorbim cu ei, din ce văd eu, 80% nu-i mai vor. Dom'le, au fost, are două mandate, ne-a arătat ce poate, să ne lase în pace, da. Mai e timpul să... Dar și dumneavoastră și noi avem experiența anilor trecuți. Pentru că, după ce eu am spus în mediul public că au 276 de salariați, am scos o organigramă ca să-mi arate că nu este așa și din, după ce am numărat pe organigrama respectivă am ajuns la 329. Deci le-am cerut scuze că am spus 276, că erau 329. Și aici nu fac referire la spital, la centru medico-social, la compania de apă care nu are nicio treabă cu ei, la societatea de utilități publice.
Și oamenii vin și spun, dom'le, vrem schimbare. Asta este unul dintre aspectele care m-a determinat să candidez, pentru că am o vârstă, la 43 de ani, nu pot să candidez ca să fii pierzător. Deci candidez pentru că simt că am șansa de a ajunge primar al orașului Corac. Există și segmentul de oameni care spun, ia mai lăsați-ne că toți suntem la fel și trebuie să o recunosc, că da. Sunt genul care da. Spune, nu mă interesează, dom'le, cine o fi. Din păcate, aici este cea mai mare problemă, la cei care nu sunt interesați. Da? Pentru că până la urmă, el ar putea înclina balanța spre bine. Dar oamenii spun, dom'le, nu ne interesează, lăsați-ne în pace, toți sunteți o apă și un pământ. Și asta se întâlnește peste tot. Cine spune că nu întâlnește chestia asta, o spune ca să afle în treabă. Rămâne de văzut. Vom discuta pe proiecte, vom discuta pe echipe, pe ceea ce vrem să facem fiecare, cu ce oameni vine, pentru că este o problemă. Nu aș accepta niciodată să fiu primar al orașului Corabia și să nu am echipă de consilieri, da? De oameni competenți. Adică n-aș putea să fac nimic, să fim serioși. Deci, astea sunt chestii care... Să vedem ce oameni sunt în fiecare echipă. Voi demara negocierile cu colegii de la USR Corabia, pentru că îmi doresc o candidatură pe listă comună, PNL-USR, pentru că așa este firesc. N-aveți și PMP pe acum? Avem și PMP, din păcate, da, este un domn care, dumneavoastră, este mai orgolios așa de felul lui, ce să spun. Mă rog, mai fost în PNL, plecat, chiar a spus că nu-l interesează nicio alianță cu PNL și USR la Corabia. Nu știu ce joacă, e problema dumneavoastră și nici nu mă interesează, dar îmi doresc o alianță cu USR-ul, în care sper să reușim să ne punem de comun acord. În urma negocierilor cu, bineînțeles, candidatul PNL-ului la funcția de primar, pentru că voturile nu trebuie să se mai împart. Da? Voturile, acum, în condițiile în care există un singur tur de alegeri, voturile împărțite în partea dreaptă ajută primarul în funcție. Domnul Ciucu, aveți în vedere și categoria aceasta, mă exprim elegant acum, ușor manipulabilă? Categoria de oameni ușor manipulabili, de votanți, hai să spunem așa. Categoria asta există peste tot și, în general, sunt oameni... Și știți foarte bine că lucrurile s-au schimbat din cauza acestei categorii de oameni pe ultima sută de metri, ca să nu spun în ultimele 24-48 de ore înainte de alegeri. Așa este. Dar această categorie manipulabilă, cum îi spuneți dumneavoastră, a ajuns datorită lor că i-au dus într-un... Nu știu, sunt la o linie așa de subsistență, încât și le strecoară în cap chestia că, dom'le, noi, fără noi, nu se poate. Dacă vin, vă taie, vă dau, îi manipulează. Sper ca oamenii să înțeleagă și acum accesul este prin emisiuni TV, cam toți oamenii au telefoane moderne, cu Facebook, cu WhatsApp, cu Google, mai tehnologia, și oamenii sunt mai informați. Dar, ca peste... Niciodată nu se știe. Niciodată nu se știe. Eu o să fac tot ce ține de mine. V-am pus această întrebare pentru că puțin mai înainte dumneavoastră a spus cam 80% dintre locuitorii Corabiei nu mai acceptă ceea ce se întâmplă acum. Vor schimbare. Vor schimbare, da. E asta spun. Nu vă bazați pe această, nu, procent de 80%? Pentru nu, doamne frește. Răspunsul a fost la întrebarea dumneavoastră. Da. Strict. A fost strict ce spun cetățenii orașului Corabia. Dar dumneavoastră sunteți și consilier județean. Da. Și nu prea am vorbit puțin... N-am vorbit deloc despre aspectul ăsta al preocupărilor dumneavoastră. Vreau să vă întreb acum pe final de emisiune. Cu ce a ajutat Consiliul Județean orașul Corabia? Păi, așa cum am spus... Problemele Corabiei dumneavoastră le-ați expus în... Tot timpul. Da. Acel drum de care v-am spus mai devreme că leagă Corabia Vârtovă de Strița. Plus, prin Consiliul Județean este un proiect de 22 de milioane de reabilitare a sistemului de apă. Da? Prin compania de apă World. Proiect care va intra în desfășurare. Probabil că în campanie o să vină domnul Oane să spună că este proiectul dumneavoastră, dar o să desfințez chestia asta, că nu are nicio treabă cu acel proiect.
proiectul nu îi aparține și nu a făcut nimic în acest sens. Apoi, sunt banii din cotele defalcate TVA care merg către orașe, iar eu ca și consilier județean, deși sunt în opoziție, de fiecare dată m-am ridicat și am spus, am cerut de fiecare dată să suplimenteze sumele pentru orașul Corabia. S-au suplimentat? Da. Da, în mare parte, da. Nu sunt genul lor, pentru că la un moment dat, că a fost așa o chestie, că chiar m-a întrebat cineva, bă, dar tu ce faci? Tu ești la PNL și cer bani pentru Corabia și ăștia doi de la PSD, tac. Zic, măi, iau treaba să ridice mâna, nu au treabă cu orașul Corabia, să nu deranjeze pe cineva. Deci sunt, spun eu, un om destul de realist. Niciodată, dacă mâine ar veni un investitor și ar spune, domne, eu am venit aici să fac o fabrică și în fabrica asta să lucreze 100 de oameni, da? Eu n-aș spune vreodată nu, că mă încurcă pe mine, că nu sunt. Nu. Deci, vă ajută Consiliul, v-a ajutat Consiliul Județean? Atunci când m-am implicat, da. Domnul Ciucu, eu vă mulțumesc că ați fost în această seară alături de mine, în această emisiune. Cu promisiunea fermă că într-o emisiune viitoare vom vorbi puțin și despre această, repet, preocuparea noastră de consilier județean. Pentru că sunt multe de vorbit și în ceea ce privește implicarea pe care o aveți acolo ca și liberal și, de ce nu, ca și corăbian. Vă doresc succes! Mulțumesc mult! Încă de acum! Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii din această seară. Nu uitați, vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră. Numai bine!